această declarație de presă referitoare la măsurile dispuse de structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea infracționalității și pentru protejarea vieții, integrității și a sănătății cetățenilor. Având în vedere că una dintre atribuțiile MAI este oprirea fenomenului de furt din patrimoniul național, ministrul Ion Marcel Vela a dispus intensificarea controalelor și a misiunilor în teren la nivel național pentru protejarea fondului forestier prin prevenirea și combaterea faptelor ilicite din domeniul silvic. De altfel, în actualul program de guvernare, protejarea fondului forestier este cea mai importantă prioritate în materie de politică de mediu. Ieri, la nivel național, efectivele poliției, jandarmeriei și ale poliției de frontieră au derulat o acțiune de amploare în baza planului de acțiune Scutul Pădurii pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic. În colaborare cu specialiști din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, angajații Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat verificări a circulației materialului lemnos în peste 1500 de filtre rutiere și 380 de activități specifice de control pe linia prelucrării, depozitării și valorificării materialului lemnos. Au fost constatate 51 de infracțiuni și au fost aplicate 2910 sancțiuni contravenționale, fiind confiscați peste 2500 de metri cubi de material lemnos, în valoare de aproape 800.000 de lei. Printre acțiuni, vă pot da ca exemplu cazul de la Arad, unde polițiștii și jandarmii, în baza sesizării unui lucrător silvic, au identificat două persoane care de la începutul lunii au tăiat ilegal 250 de arbori. Cele două persoane au fost reținute pentru 24 de ore. De la începutul anului, angajații MAI au efectuat peste 25.000 de controale pentru verificarea legalității provenienței, prelucrării, depozitării și valorificării lemnului, precum și a legalității transportului materialului lemnos. Au fost verificate mai mult de 6.700 de exploatări forestiere, instalații de debitat, depozite, târguri, piețe, oboare sau ocoale silvice și au fost oprite în trafic pentru control aproape 53.000 de vehicule. Pentru neregulile constatate în domeniul silvic, au fost înregistrate 4.295 de dosare penale, în care sunt cercetate 946 de persoane. De asemenea, au fost aplicate 8.200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 13,2 milioane de lei. Pe linia combaterii infracționalității, inclusiv criminalitatea organizată, în ultima săptămână, polițiștii au desfășurat acțiuni de amploare în dosare penale vizând săvârșirea de fapte grave, precum constituirea unui grup infracțional, trafic de droguri și introducere în țară de droguri de risc și de mare risc, contrabandă, înșelăciune sau producere și comercializare de produse contrafăcute de curățenie, igienă și alcool sanitar, care pot reprezenta un pericol pentru sănătatea oamenilor. Astfel, în intervalul 14-20 august au fost organizate 37 de acțiuni operative de amploare, fiind realizate 196 de descinderi la persoane despre care existau informații că sunt implicate în comiterea de infracțiuni din sfera criminalității grave și organizate. În domeniul criminalității organizate, printre faptele cercetate, fiind traficul de droguri și traficul de persoane, au avut loc 15 acțiuni cu 89 de descinderi și s-au pus în aplicare 92 de mandate de aducere. În domeniul criminalității economico-financiare, faptele cercetate fiind evaziune fiscală, contrabandă cu țigări, achiziții publice ilegale sau spălarea banilor, polițiștii au participat la 6 acțiuni cu 39 de descinderi și au pus în aplicare 15 mandate de aducere. În dosare privind infracțiuni de natură judiciară, au avut loc 14 acțiuni cu 48 de descinderi și s-au pus în aplicare 71 de mandate de aducere, iar în dosare privind infracțiuni la regimul armelor și munițiilor, au fost organizate 2 acțiuni cu 20 de descinderi. În urma acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 149 de persoane. 53 au fost arestate preventiv, 56 au fost reținute, iar față de alte 40 s-a luat măsura controlului judiciar sau arestului la domiciliu. Chiar în această dimineață, polițiștii Direcției Arme Explozive și Substanțe Periculoase au demarat o acțiune amplă într-un dosar penal privind comercializarea, în mod ilegal, a unor substanțe foarte toxice și periculoase pentru oameni. În cadrul acțiunii au loc 18 percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale în județele Buzău, Gorj, Sibiu și Vâlcea. Societățile comerciale respective susțineau că produsele puse în vânzare pot fi folosite pentru combaterea dăunătorilor, dar în fapt
Ele nu pot fi comercializate către publicul larg, deoarece conțin un anticoagulant periculos, difenacul, a cărui aplicare este interzisă pe plante sau pe sol. În ultimele 7 zile, polițiștii și jandarmii au constatat aproximativ 67.000 de contravenții, aplicând amenzi în valoare de peste 25,8 milioane de lei. În plus, au confiscat bunuri în valoare de 1,7 milioane de lei. De asemenea, au prins în flagrant 995 de autori de infracțiuni și au depistat 99 de persoane urmărite național sau internațional. În urma cercetărilor efectuate de către polițiști în această perioadă, au fost reținute 226 de persoane și arestate alte 97. În ultima săptămână au avut loc de asemenea acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice, prin depistarea conducătorilor auto care pot reprezenta un pericol din cauza faptului că se urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, ori depășesc viteza legală sau conduc mașini cu defecțiuni tehnice grave. S-a acordat atenție drumurilor aglomerate în această perioadă și cu risc mare de producere de accidente. De asemenea, au fost avute în atenție autovehiculele înmatriculate în alte state pentru a reduce numărul de incidente rutiere în care sunt implicate astfel de vehicule. Au fost reținute aproximativ 5.500 de permise de conducere și certificate de înmatriculare și au fost constatate în jur de 800 de infracțiuni la regimul siguranței circulației pe drumurile publice. În paralel cu activitățile pentru prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și a infracțiunilor, structurile MAI au continuat acțiunile pentru limitarea răspândirii noului coronavirus. A fost verificat gradul de respectare a măsurilor de protecție sanitară, precum și a condițiilor privind organizarea de activități în spațiul închis și a regulilor de amenajare a spațiilor în care se desfășoară activități de comerț, alimentație publică, ori se oferă publicului alte tipuri de servicii. Cluburi de pe litoral, terase, săli de sport au fost printre obiectivele economice verificate. În ultimele 7 zile au fost verificate aproximativ 167.000 de persoane și 23.000 de operatori economici, aplicându-se 9.700 de sancțiuni contravenționale. Chiar noaptea trecută, în urma unui apel prin 112, polițiștii de la secția 6 din București au identificat un salon de evenimente unde avea loc o petrecere la care participau aproximativ 170 de persoane. Petrecerea a fost oprită, organizatorul evenimentului a fost amendat cu 10.000 de lei, iar celelalte persoane au fost legitimate, urmând să primească acasă procesele verbale de sancționare. Mulțumim încă o dată cetățenilor, operatorilor economici și angajaților acestora, care au înțeles cât de important este să respectăm măsurile de protecție sanitară pentru a preveni răspândirea infecțiilor cu COVID-19. Mulțumesc!